Kamala Harris este propulsată serios în alegerile prezidențiale de ultima dezbatere pe care a avut-o cu Donald Trump, și pe care analiștii cei mai mulți consideră că a câștigat-o. Două sondaje simultan o poziționează cu câteva procente bune înaintea lui Donald Trump. Măcar în această situație Donald Trump ar trebui să se răzgândească și să accepte o a doua confruntare pentru a încerca să refacă terenul pierdut. Știu că trumpiștii nu sunt de acord cu mine deși și eu sunt un adept al lui Donald Trump, ei considerând că în orice variantă acesta uh, va câștiga. Nu stau lucrurile chiar așa, eu observ de la distanță, la rece, ceea ce se întâmplă uh, în interiorul electoratului din Statele Unite. Și încă un lucru care este, mi se pare semnificativ, 60% dintre evrei americani uh, nu îl susțin pe Donald Trump, ceea ce a remarcat și el. Ori influența acestora în media, în special, dar și în alte zone este uriașă. Mulți dintre acești vrei americani sunt, de fapt, influențări.